Se întâmplă că un bordel de lux pierde într-una din clientelă. Strânși cu ușa, managerii stabilimentului schimbă decorațiunile interioare, schimbă paturile și canapelele, pun altă muzică ambientală, îmbracă fetele și le parfumează după indicațiile unui designer celebru. Și nimic. Deverul continuă să scadă. Până când un client, mai din topor, ascultă lamentațiile amărâtului patron, plătește prestația și înainte de a pleca glăsuiește. De ce nu încercați să schimbați curvele? Din păcate nu am altă reprezentare pentru ce face PNL. Se târguiește la nemurire pe comasarea localelor cu europarlamentarele, a parlamentarelor cu prezidențialele, pune la cale stupida rocadă prezidențială. Liderul PNL Vâlcea cere alianță cu AUR. Blaga solicită ruperea hamului ca să nu moară calul, adică ieșirea PNL de la guvernare în nădejdea că vor aduna voturi în opoziție. Canapele, tapete, muzici, parfum. Toate astea când în fruntea partidului, ca principal vector de imagine și prezidențiabil, este un Nathan Toll. N-am să înțeleg niciodată cum acest ciucă a ajuns general și șef al armatei. Are vocabularul unui corigent de gimnaziu, adică nu e analfabet funcțional, e mai degrabă analfabet. Începe orice frază fără să știe unde vrea să o ducă. Se împotmolește după câteva cuvinte, în mâlul minții sale, emite un număr nesfârșit de ăuri. Când reușește să articuleze câteva propoziții succesive, pare că le-a învățat pe din afară, repetându-le ore în șir în fața oglinzii. N-a comentat niciodată în termeni militari, profesionali, războaiele din Ucraina și Gaza. Nu i-am descoperit niciodată nici cel mai mic licăr de inteligență în vorbire. Încercările de a avea umor ale lui Ciucă pot împinge la sinucidere un bou adult. Impresia teribilă pe care mi-o dă constant acest om e că nu înțelege absolut nimic din ce spune și face. Singura justificare imaginabilă pentru funcțiile în care a fost proptit Nathan Toll-ul mi se pare nevoia de relaxare a lui Iohannis între vacanțe, să se uite la unul mai prost decât el. Partidul nu are în acest moment niciun purtător de cuvânt și imagine, cu excepția respingătorului saltimbanc Rareș Bogdan. PNL nu este mâncat de PSD, AUR, Șoșoacă sau USR, ci de propriile meschinării, parvenitism, demagogie, șulfărie râncedă, politici de bodegă. După părerea mea, până în alegeri va cădea la nivelul Forței Dreptei, poate chiar mai jos, și va trage România după el.